Din Vornicin, nu? O aștept aici. Cureliu Iulian, din Botoșani. Buză Gheorghe, Botoșani. Săucă Clementa, din Botoșani. Giminga Irineu din Iași. Vă rog să veniți aici, după care o să vă dăm primele, așteptăm. Chipăruș Gheorghe, din Botoșani. Chelariu Petrică Valentin, din Botoșani. Hârlăoanu Gheorghe, din Iași. Rusu Ion, din Vaslui. Mărcireș Marin, din Botoșani. Acum vreau să vă văd pe toți aici, după care o să spun și premianții. Vă felicit în primul rând, eu vă număr. Lipsește. Așa. Lipsește cineva? 9, al 10-lea unii. E greg, e frate. Nu e nicio problemă, îl găsim noi în sală. Și acum premiile. Premiul 3. Hârlăoanu Gheorghe din Iași. Vă felicit. Premiul 2. Rusu Ioan din Vaslui. Am fost, am văzut, au niște animale excepționale. Și acum îl invit pe domnul ministru secretar de stat de la administrație, domnul Sorescu, să mâneze premiul 3 domnului Mărcireș Marin din Darabani. La premiul 2 cineva nu și-a luat bidonul. Domnul Hârlăoanu Gheorghe, domnul Rusu, e acolo, l-am văzut. Domnul ministru, câteva cuvinte, vă rog, și dumneavoastră. Mulțumesc tare mult. Eu mă bucur că înțeleg că cineva este și din zona Darabanului, deci chiar din zona Botoșani. Sigur, de cală măsură, toți cei care sunteți premiați aveți rezultate deosebite. Și vă doresc multă sănătate și să nu aveți niciodată probleme de altă natură decât cele normale cu Ministerul Afacerilor Interne. Vreau să vă spun că ori de câte ori am apelat la dumneavoastră de a avea sprijinul pentru fermieri, dumneavoastră ați făcut-o și vă mulțumesc pentru acest lucru. Felicitări și aplauze pentru cei din secțiunea principală. Doamnelor și domnilor, nu ne-a rămas decât fermierul anului. Și acum cine o fi? Îl invit în sală, aici pe scenă, pe domnul deputat Costel Șoptică să vină să mâneze premiul fermierului anului, care nu este altul decât un tânăr fermier în persoana domnului Munteanu Ionuț, un tânăr care a avut o ascensiune extraordinară. Îl invit și pe domnul primar de la Frumușica, pentru că este aici și de ce nu să fie aproape de tânărul fermier pe care noi astăzi îl încurajăm și care are o responsabilitate în anul 2023, acela de a promova rasa caracul de Botoșani. Te felicit, dragule, să ai un an cât mai bun și în 2023. Dar ce este foarte important, domnule Renică, recunosc că m-am consultat zilele trecute cu dumneavoastră, în sensul în care aș fi vrut să fur startul, să aflu cine este fermierul anului și n-a vrut să-mi spună. De aceea te felicit încă o dată și sper ca exemplul tău să fie un imbol pentru toți ceilalți tineri, pentru a obține și ei în anii următori acest rând trofeu, zic eu. Încă o dată, toate cele bune și felicitări din tot sufletul, din toată inima. Domnule primar Bălășanu, vă felicit că aveți astfel de tineri și astfel de fermieri pe teritoriul comunei Frumoșica. Da, mulțumesc mult tuturor. Vă felicit, domnule fermieri. Eu am fost, chiar și am văzut ceea ce aveți acasă. Am vrut să mă convinge și îmi spuneau toți că ai un exemplar extraordinar, dar am vrut personal să mă convinc. Am și trimis echipă de specialiști acolo. Vreau pe lângă acest trofeu să luați pentru 100
120 de capete, boluri, care pe o perioadă de 6 luni de zile, vreau să stai cu fața lui Daniel, aceste boluri le dai animalelor și 6 luni de zile ele își asigură atât tot ceea ce ține proprietăți, vitamine, calciu, fier, absolut tot. Chiar vreau să-mi spuneți cum se va manifesta oițele tale după acest tratament. Repet, 6 luni de zile nu mai e nevoie să le faci niciun fel de tratament bazat pe vitamine, fiindcă ele îl au aici. Rog Ioana să-i mânești diploma, Daniel, ajutați-o să își puneți și încă o dată să-l aplaudăm toată sala și să-l felicităm.